După victoria istorică, centrul capitalei a răsunat în uralele celor care au urmărit cu sufletul la gură meciul România-Ucraina. Și acum este sărbătoare pe străzile capitalei. Intrăm în direct cu colega mea, Mădălina Bichir. Mădălina, bună seara! Este fericire mare pe străzi, așa-i? Bună seara, Radu, bun găsit tuturor. Suporterii sunt încă aici, în piața universității, și se bucură din tot sufletul, așa cum nu au mai făcut-o de mult, pentru reușita tricolorilor. Îi vedeți chiar acum în imagini. Se strigă din toată inima. Mai devreme s-a cântat și imnul României. Suporterii sunt trup și suflet pentru reușita naționalei. Un scor spectaculos, ne-au spus toți, 3-0. O reușită la care nimeni nu mai spera, dar iată că în sfârșit s-a întâmplat, iar bucuria este imensă. Nu se poate descrie în cuvinte ceea ce se întâmplă aici, în piața universității. Țara noastră a revenit la campionatul european cu o pauză de 8 ani, așa că nu e de mirare că de la mic la mare toți românii se bucură în acest moment. Am văzut și foarte mulți copii, am văzut și foarte mulți tineri, cu toții au sub 30 de ani. Într-adevăr, sunt și oameni care au mai trăit astfel de momente în urmă cu mulți ani, dar acum toți sunt unul și se bucură pentru reușita echipei naționale. Ne așteaptă însă și alte meciuri. Săptămâna viitoare România întâlnește Belgia și Slovacia, iar victoria din această zi este cadoul jucătorilor pentru Edi Iordănescu, așa cum ne-au spus și o parte dintre suporterii de aici, care știm că a împlinit 46 de ani ieri. Chiar în aceste momente suporterii continuă să cânte și să se bucure din toată inima de această reușită. Rămânem și noi aici să fim cu ochii pe atmosferă și pe bucuria celor care trăiesc din tot sufletul pentru echipa națională. Radu, înapoi la tine. Șeful poliției din Cluj, chestorul Mihai Rus, este în centrul unei anchete DNA. După ce ar fi fost surprins atunci când conducea cu viteză, șeful poliției Cluj ar fi încercat să consemneze în fals faptul că la volan era soția sa. Surse din anchetă susțin că Rus ar fi determinat pe subalterni să nu-i suspende permisul de conducere. Detalii despre acest caz are colega mea Silvia Cech. Silvia, bine te-am găsit! Bun găsit! După mai bine de 7 ore de audieri la sediul DNA, chestorul Mihai Rus a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu și fals în declarații. De asemenea, alți trei polițiști sunt anchetați pentru aceleași fapte, dar și pentru omisiunea sesizării, după ce el ar fi ajutat pe șeful IPJ Cluj să scape de suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de 29 aprilie. Atunci Mihai Rus a fost oprit de un echipaj de poliție după ce a fost surprins cu aparatul radar conducând cu o viteză de 110 km la oră în oraș. Chestorul de poliție i-ar fi determinat pe agent să nu consemneze că el s-ar fi aflat la volan, ci soția lui. În această dimineață, procurorii DNA au descins la casa acestuia, dar și la sediile Inspectoratului de Poliție Județean și la Poliția Rutieră. În acest caz se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane, așa că nu este exclus să apară și alte rețineri. Momentan atât de aici. La revedere! În țară, în timp ce astăzi sudul României s-a topit la maxime de 35 de grade, de mâine canicula se va extinde și în vestul țării. Meteorologii au emis două coduri galbene de disconfort termic. Unde va fi cel mai cald, ne spune colega mea Oana Guran. Oana, bine te-am găsit! Bun găsit! În București și la această oră aplicația telefonului arată 32 de grade Celsius, asta deși în spatele meu sunt și acele fântâni arteziene. Aerul este greu de respirat în toată zona de sud, unde deja este în vigoare un cod galben de caniculă care de mâine se va extinde și pentru partea de vest. În capitală, maximele vor atinge 37 de grade, iar în Oltenia, mercurul din termometre va urca până la 38 de grade. Atenție, vorbim despre valori măsurate la umbră, ceea ce înseamnă că stresul termic va fi mult mai ridicat. Nopțile vor fi și ele tropicale, cu minime care vor atinge chiar și 23 de grade, iar spre finalul săptămânii, valul de căldură sufocantă va cuprinde și restul țării și, spun meteorologii, vom avea parte de un episod de caniculă de lungă durată. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!
Oana, îți mulțumesc. O parte dintre tinerii care au susținut astăzi prima probă a bacalaureatului au fost atât de bulversați încât au uitat și subiectele, dar și calificativul obținut. În același timp, proba orală la limba română a fost o ocazie bună pentru afișarea unor ținute de firmă sau a unor motociclete cu mulți cai putere. Acest tânăr din Timișoara scapă de emoțiile din timpul bacului cu ajutorul motocicletei. Pe două roți a venit la examen și tot așa își umple și timpul liber. Am luat calificativul cel mai mare, experimentat, și acum așteptăm proba scrisă, care e mai grea. Văd că ai venit cu motorul. De ce? O să te relaxezi, dai o tură ca să mai scapi? Da, mă duc să mă relaxez un pic și că n-am cu ce altceva să vin. Câțiva metri mai departe, zâmbetele par să anticipeze un rezultat bun. Pregătiți pentru ce va urma? Eu sper că da. M-am pregătit în săptămâna asta. Aflăm imediat și rețeta succesului la probele orale ale bacalaureatului. Bine, ne-am descurcat. Chiar ne-am descurcat, mi-a plăcut foarte mult, sincer. Mi-a plăcut să averez puțin. Da. M-am simțit foarte bine. Cât despre ținute... Ne-am gândit să fim comode, e mai important. Să ne simțim bine. Da, e și foarte cald afară. Și la un alt liceu, parcarea e plină de mașini, motociclete și trotinete electrice. Mă voi pune să învăț pentru proba scrisă. Unii și-au gândit ținuta în detaliu, chit că valoarea totală a însemnat o investiție serioasă. Am vrut să am o ținută office, care să fie potrivită pentru această ocazie și nu mă consider așa aranjată. Pur și simplu am luat o rochie. Ochelarii sunt neapărat de firmă. I-am primit de absolvire. Alții s-au bazat pe obiecte norocoase. Primite de la biserică și restul sunt primite de niște persoane foarte importante în viața mea și ceasul. Și de ce le-ai luat tocmai astăzi? Ca să ducă noroc. Chiar pentru proba aceasta nu m-am stresat foarte tare, cum am zis. În schimb, cred că pentru proba de miercuri, cea de la competențele digitale, o să mă pregătesc puțin mai mult. În capitală, la un liceu de meserii, unii au fost luați prin surprindere, așa că optimismul s-a mai temperat. Da? Ce subiect ți-a picat astăzi? Mă credeți că nu mai țin minte, am fost foarte bulversat. Pe perioada anului parcă am învățat, dar foarte, foarte puțin. A fost niște subiecte nici ușoare, nici grele, adică la unele l-am știut, la unele l-am știut. Alții nu au uitat doar subiectul pe care l-au avut de rezolvat. Ce calificativ ați primit, știți? 8. Cred că da. Cu note astăzi nu e cu experimentat, mediu, avansat? Nu știu. Ultima grijă pentru acest tânăr a fost ținuta de examen. Primit la bac în șlap? Ce? Am schimbat cu colegul, i-am luat lui un Adidas, eu un papuc, avem Adidas și Adidas din piața de la Rahova și ciorap din piața de la Rahova. Așa? Am schimbat. Outfit ce? Outfit ce capă Rahova, dacă știți. Ești experimentat? Da, să zic. Între. Următoarea probă are loc miercuri, când vor fi evaluate competențele digitale. Luxul politicienilor cu cheltuială din bani publici se ține. În timp ce România adună leu cu leu pentru plata facturilor, achiriilor sau impozitelor, cei care locuiesc în casele de protocol au totul asigurat de stat. Acest lucru a iscat revoltă printre oamenii de rând. Da, e bine să trăiești fără nicio grijă. Deci dacă noi ne le plătim, măcar o parte din parlamentari să-și plătească o parte din cheltuieli, să fie un pic de reciprocitate. Legislația privind locuințele de protocol ale REAPPS a fost modificată parcă pe neobservate. Politicienii pot locui gratuit în case oferite de stat și au și multe alte beneficii. Până acum, locatarii își plăteau chiria și utilitățile, iar apoi banii le erau decontați de instituțiile unde lucrează. Ca să-i scape de tot de griji, statul se va ocupa de acum de toate plățile. Este o sfidare la adresa românilor, este o bătaie de joc la a banului public, fiindcă se creează noi demnitari cu privilegii de lux. Din taxele și impozitele noastre se vor cheltui acești bani. Acești bani care sunt niște privilegii extraordinare. Mă gândesc că ar trebui ca și ei noștri politicieni să mai facă un fel de jertfă și să mai pună și ei ostul la bătaie. Eu înțeleg că anumite funcții din stat trebuie răsplătite într-o oarecare măsură și mai mult decât noi, ceilalți, care suntem muritori de rând, că ei sunt veșnici, dar
nu chiar totul. Beneficiarii sunt destui potrivit noilor modificări. De la vicepreședinței Senatului și Camerei Deputaților, miniștrii și asimilația acestora, președintele Consiliului Legislativ și până la Avocatul Poporului. Pentru locuințele de protocol, statul va suporta chiria și cheltuielile de întreținere, facturile la energie, gaze, apă sau canal, dar și taxele și impozitele pe clădiri. Acum statul român va cheltui mult mai mult în zecit, fiindcă, vedeți, vor beneficia de privilegii alte categorii de demnitari. Deci sunt zeci de demnitari care vor beneficia de astfel de privilegii și nouă ne spune românilor, ni se spune strângeți cureaua, da? Nu mai avem bani pentru pensii, pentru salarii. Pentru a beneficia de această viață de lux, beneficiarii depun o cerere la Secretariatul General al Guvernului și primesc de la REAPPS o locuință pe bază de contract de închiriere. Singura condiție este ca persoana să nu dețină un alt imobil în localitatea unde își desfășoară activitatea. Cred că ar fi mai simplu să-i vedem frumos la cum sunt unii pe la metrou, să-i vedem și pe în fața Parlamentului, în fața Guvernului, cu o plăcuță ca un cerșetor. Pentru că, practic, asta se întâmplă. Ei vin și cerșesc de la cetățeni sume noi pentru, bă, că nu am casă, bă, că nu am mâncare, bă, că nu am transport. Chiar mă gândeam că vine sezonul de vacanțe și trebuie să pună bani deoparte pentru mers în locații excentrice și atunci trebuie să facă economii la cazare. REAPPS deține peste 800 de clădiri. Multe dintre ele ar trebui renovate, dar chiar și așa sunt vile pentru toți cei care se încadrează în această ordonanță. Pentru știrile Canal D, Diana Buzea și Bogdan Dragomir. Românii care au credite în lei cu dobândă variabilă vor plăti rate ceva mai mici la bănci. IRCC ar urma să scadă de la 1 iulie, iar robor a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 2 ani. Ce înseamnă acest lucru pentru ratele noastre, ne spune Diana Buzea. Diana, te ascultăm. Bun găsit, IRCC va scădea de la 1 iulie de la 5,90%, cât este în prezent la 5,86%. Asta înseamnă, pe un exemplu concret, pentru un credit nou acasă de 250.000 de lei pe 30 de ani, rata va scădea de luna viitoare cu 7 lei. Și indicele robor este în scădere, robor la 3 luni, cel în funcție de care se calculează majoritatea dobânzilor pentru creditele în lei, a ajuns la 6,02%. Este cea mai mică valoare din ultimii 2 ani. Asta înseamnă că pentru același exemplu folosit puțin mai devreme și rata a scăzut cu 41 de lei față de cea pe care o plăteau oamenii în urmă cu 6 luni. În cazul în care BNR va decide și reducerea dobânzii cheie, analiștii financiari spun că în funcție de credit ratele vor scădea și mai mult. Atât de aici înapoi la tine. Diana, îți mulțumesc. Fructele de mare toxice nu sunt în realitate nocive. Este concluzia verificărilor de pe litoral după ce mai multe bâlbâiele ale autorităților au fost lansate în ultima perioadă. Inițial, pescuitul de midii și rapane a fost interzis, dar fără ca fructele de mare să fie analizate. Laboratorul era închis, așa că interdicția a fost luată pe baza unor presupuneri. Rezultatele au venit după 2 săptămâni și au demonstrat că midiile și rapanele pot fi consumate fără probleme. Și rapanele și scuicile pot fi mâncate fără nicio problemă, sunt sigure, sunt cu zero biotoxine în moluște. Anunțul vine după 2 săptămâni în care pescuitul de scuici și rapane a fost interzis pe litoralul românesc. A scăzut consumul de scuici, pentru că nu pot să-ți dau cât la sută, dar a scăzut și toată lumea întreabă. E destul de panicată, pentru că la televizor a fost numai chestia asta. Decizia de a interzice pescuitul a fost luată fără ca fructele de mare să fie analizate. Autoritățile au descoperit în Marea Neagră o specie toxică de alge. Însă, corelația cu scoicile și rapanele a fost făcută doar din presupuneri. Având în vedere că buletinul pe fitoplancton a ieșit neconform peste limitele normale, neavând o corelație între fitoplancton și biotoxine marine, am fost nevoiți să oprim temporar să suspendăm cele două zone de pescuit. În altă țară se putea? Nu. Analiza? Nu luăm în considerare acest aspect. Doar în România. Doar în România. Singurul laborator din România unde puteau fi analizate fructele de mare era închis și abia recent și-a reluat activitatea. Ăsta e un semnal de alarmă care noi îl tragem de ceva ani. Bă, nu există laboratoare, nu există nimic, nu există laborator pe litoral. Eu, ca să fac analizele pe programul de autocontrol, trebuie să mă duc la București. La un moment dat mă trimiteau la Brașov. Păi nu e normal. Eu am afacere cu scuici la malul mării și doar aici se găsesc scuicile din Marea Neagră și trebuie să mă duc să fac analize la Brașov.
E bizar. O astfel de decizie a fost luată doar la noi în bazinul Mării Negre și după analize s-a dovedit a fi greșită. S-a cerut prin diverse adrese să se găsească urgent o soluție de trimitere a acestor probe la un alt laborator din Uniunea Europeană, pentru că decizia s-a luat neanalizându-se fructele de mare, ci analizându-se doar apa mării. Ceva kilometri mai încolo nu au fost niciodată probleme. E aceeași mare și la noi, și la turci, și în altă parte. Acum clienții au posibilitatea să comande midii și rapane recoltate de la mică distanță de pescarii români. De obicei mergem pe ce este autohton al nostru. Frecventăm aceleași restaurante și știm de unde provin și că sunt proaspete. Și aveți încredere? Foarte mare încredere. Specialiștii DSV Constanța spun că vor face analize periodic. Modern, ca pe vremea bunicilor, nu este o greșeală de exprimare, ci o investiție unică în țară. Un producător din Olt a construit cu fonduri europene o moară automatizată, dar care se folosește de pietre pentru o măcinare lentă, ca în urmă cu peste un secol. Un tânăr antreprenor procesează cerealele pe plan local de pe sute de hectare, iar făina se vinde acum în toată țara. Așa arată făina noastră integrală, măcinată lent pe piatră, cum măcinau străbunicii noștri odinioară, o făină plină de fibre, nutrienți și cu un gust foarte puternic. Alex are 31 de ani, iar împreună cu alți 4 producători din Olt a reușit să pună pe picioare o moară unică la noi în țară, care îmbină tradiționalul cu modernul. Vorbim de o moară italiană care macină cu pietre la temperatură joasă, o temperatură controlată, astfel toți nutrienții din bob sunt păstrați. Ține în frâu glicemia din sânge și absorpția zaharurilor la nivelul stomacului este întârziată. Prin investiția de peste 200.000 de euro bani europeni, tânărul din comuna Dobrun a reușit să aducă pe piață o făină diferită de cea de import. Reușim să facem 100 de kilograme pe oră. Vorbim de un debit, de o productivitate mult mai mică decât într-o moară convențională, de aici și prețul mai mare al făinii noastre. Un kilogram de făină integrală se vinde cu 7-8 lei. A noastră, care este 100% naturală, plină de fibre și una albă, ultraprocesată, plină de amelioratori, aceasta dă o pâine clasică, să zic, umflată tip burete, pe când a noastră dă o pâine mult mai sănătoasă. Moara deschisă în urmă cu o lună a ajutat și afacerile locale să se dezvolte. Tânărul a încheiat contracte cu brutăriile din județ, astfel că mulți clienți mănâncă acum pâine produsă din greul măcinat la moară. Este foarte gustoasă. Pâinea este făcută pe vatră. Înainte eram în pragul falimentului pentru că lucram cu făină albă din import, iar prețul unei pâini era undeva la 1,70 lei și nu reflecta costurile. Prețul unei pâini acum ajunge undeva la 5 lei. Se merită și am reușit să amortizăm costurile care înainte ne depășeau foarte tare. Aici este măcinat greul de pe o suprafață de peste 250 de hectare. De aici din câmp, greul proaspăt recoltat ajunge direct la moară. Acolo cerealele sunt procesate, iar făina rezultată este ambalată și livrată ulterior în toată țara. România e obișnuită să exporte materie primă mai ieftină, dar o astfel de afacere poate întoarce roata veniturilor. Făina exportată poate fi vândută la prețuri mai mari. Newstime se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe canal de 2 să aveți o seară așa cum vă place. La noapte cerul va fi variabil cu norări temporare la începutul nopții și izolate averse și descărcări electrice cu o probabilitate mai mare în zona submontană, sudul Moldovei, Bărăgan și Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral. Mâine va fi în continuare caniculă, intră în vigoare un cod galben de temperaturi ridicate. În Oltenia, Banat, sud-vestul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Munteniei se vor înregistra maxime de până la 35 de grade. Vremea va fi călduroasă în cea mai mare
mare parte a țării, temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. Cerul va fi mai mult senin dimineața, însă după amiaza și seara, temporar vor fi înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local la munte și izolat în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania. Punctiform, cantitățile de apă vor depăși 10-20 de litri pe metru pătrat. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi mai mult senin, se vor înregistra 31 de grade în Târgoviște și 32 de grade în Slobozia. În Transilvania, ziua de mâine aduce vreme caldă și însorită, maximele ajung la 29 de grade în Cluj și 31 de grade în Târgu Mureș. În Moldova se anunță vreme caldă, cerul va fi în mare parte senin și se vor înregistra 30 de grade în Focșani și 32 de grade în Galați. Și în vestul țării, cerul va fi senin, mercurul din termometre urcă până la 33 de grade în Arad și 29 în Reșița. În Oltenia, meteorologii anunță vreme deosebită de caldă și însorită, vor fi 34 de grade în Slatina, la fel și în Craiova. În Dobrogea avem parte de vreme cu soare și temperaturi de până la 29 de grade în Constanța și 33 în Medgidia. În capitală, temperaturile au fost în creștere, vântul a suflat slab până la moderat, iar maxima a ajuns la 34 de grade. La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 17-19 grade. Mâine, vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat în orele amiezii, când indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări spre seară, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33-34 de grade. La munte, vremea va fi caldă, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după amiaza și seara, când local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Punctiform, cantitățile de apă vor depăși 10-20 de litri pe metru pătrat. Termometrele vor indica 23 de grade în Sinaia și 22 de grade în Semenic. La mare, vremea va fi în general frumoasă, dar caldă pentru această perioadă, cerul va avea unele înnorări după amiaza, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare ziua. Temperaturile maxime vor fi de 27-29 de grade, iar cele minime de 20-22 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 23 de grade. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.